Soția unui politician ucrainean a scos din țară aproape 29 de milioane de dolari și 1 milion și jumătate de euro, bani în gheață. Bagnotele erau puse în mai multe valize pe care femeia le deținea în momentul în care a părăsit Ucraina. Femeia a trecut frontiera în Ungaria cu o mașină înmatriculată tot acolo și condusă de un cetățean ungar. Vamei și ucraineni au lăsat vehiculul să treacă, dar grănicerii din Ungaria l-au controlat, au găsit bani și au pus-o să declare întreaga sumă pe care o avea. Procurorii de la Kiev au deschis o anchetă. Ar fi vorba despre soția fostului deputat din Ucraina, un om de afaceri. Acesta este considerat ca fiind mâna dreaptă a unui politician bogat și influent, bănuit de corupție, care a fost ani de zile ministru de interne sub diverse administrații, până în anului trecut, când și-ar fi dat demisia la cererea președintelui Zelensky. Zilele trecute și Poliția de Frontieră din România a anunțat că un cuplu ucrainean a încercat să intre pe la Vama Albița cu 1,6 milioane de dolari și 50.000 de euro ascunși în mașină.